Domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule președinte al Camerei de Comerț, într-un moment extrem de prielnic, dăm întâlnire pe acest platou expozițional celor care produc, celor care ne asigură hrana de zi cu zi, acelora care, prin contribuția zilnică, ne așează în față opțiunile pentru agricultură, fiind, pe de o parte, atât creatori de politici agricole, cât și realizatorii acestora. Și vreau să-i felicit și îngăduiți să felicit fermierii români, acești făuritori de hrană ai țării. Vă felicit, dragi fermieri, pentru efortul dumneavoastră de-a lungul vremii, dar mai mult decât atât, pentru efortul pe care l-ați făcut anul acesta, în condiții extrem de grele, cu situații deosebit de dificile, când lipsa de apă a acoperit aproape întreaga suprafață. Dumneavoastră ați reușit, prin munca iscusită, prin activitatea zilnică, să întoarceți brazda țării și să smulgeți din rodul pământului cele 9 milioane tone de cereal de grâu și cele peste 2 milioane tone de floarea soarelui, asigurând astfel necesarul de consum al României și excedent pentru export. Sigur, la acest efort și la această realizare nu putea să lipsească tehnica agricolă, cei care produc mașini și utilaje care în acest platou expozițional își dau mâna cu făuritorii de hrană, fermierii români. Pentru acest moment, în această zi frumoasă de toamnă, cei care astăzi cârmuiesc activitatea din domeniul agriculturii vin cu raportul faptelor și de astăzi până la încheierea acestui frumoasă expoziție vom reuși să prezentăm fiecare secvență a activității noastre, bizuindu-ne pe de o parte pe actul de cunoaștere și pe actul de interes pe care îl are mass media, pe care vreau să o felicit astăzi atât de mult prezentă tot timpul în activitatea din agricultura României, dar atât de prezentă astăzi la acest eveniment. Planul național strategic este practic acel miez al activității noastre pe o perioadă de 5 ani, 2023-2027. Printr-un efort comun, printr-o acțiune permanentă, printr-o strădanie deosebită și printr-o colaborare permanentă cu fermierii din România, am reușit să ducem în pragul validării acest act programatic extrem de necesar pentru țară. Toate la un loc și într-o derulare, zic eu, a nevoie și în același timp a logicii de desfășurare, ne-a permis nouă astăzi să stăm în fața fermierilor cu fruntea sus, spunându-le că vom fi tot timpul alături de dumnealor. Așa cum a spus domnul președinte al Camerei Deputaților, că suntem tot timpul în pragul executării misiunii încredințate, acordând subvențiile la timp. De ieri până astăzi au mai intrat încă 100 de milioane euro în contul fermierilor. Dragi fermieri, suntem alături de noastră tot timpul, iar astăzi, la expoziție, ne vom întâlni cu realizările, cu propunerile noastre, cu gândurile noastre, cu planurile comune pe care trebuie să le realizăm în România. Să ne dorim succes în această direcție. Vă mulțumesc!